Doamnelor și domnilor, bună seara! Așa cum v-am promis în ultima noastră emisiune, revenim cu partea a doua din dosarele Vechiului Testament cu e frică de Iahve, pentru că sunt multe elemente care ne conduc la o anumită, cel puțin ipoteză, dacă nu concluzie, despre o imagine cu totul specială a lui Dumnezeu în această parte a Scripturii. Domnule Constantinescu, aș vrea să abordăm aceeași temă, dar acum dintr-un alt unghi diferit. Lăsăm puțin la o parte, să zic, înțelegerea a evreilor a Vechiul Testament și a lui Dumnezeu. Hai să venim puțin spre noi și să plecăm din punctul acesta, deoarece se pare că în timpul acesta, mai ales în biserica noastră, există o preocupare crescândă în această privință. Sunt unii care cred că Dumnezeu nu este așa cum apare la prima citire din Vechiul Testament, adică nu pot crede că există o discrepanță atât de mare între Vechiul Testament și Noul Testament la capitolul Manifestarea lui Dumnezeu. Vreau să introduc tema din seara aceasta printr-o, să spunem, foarte sumară recenzie, dacă pot numi mai degrabă prezentare, a unei cărți apărute la Pacific Press anul acesta, se numește Character of God Controversy. Um, scrisă de doi autori, Steve Wolberg și Dr. Chris Lewis. Um, din câteva gânduri din press release-ul după ce a apărut cartea se prezintă lucrarea care a răspuns la controversa crescândă despre caracterul lui Dumnezeu. Deci Pacific Press în acest press release spune că adventiștii încep să devină foarte deschiși noțiunii că Dumnezeu nu ucide. Acum Biblical Research Institute, care aparține de Conferința Generală, și-a exprimat mai de mult, se pare, îngrijorarea despre această teorie, dar niciun autor adventist, să spunem, din zona mainstream, nu s-a ocupat public de acest subiect până acum. Asta spun ei în acest document. Dar cine sunt autorii? Steve Wahlberg este directorul și speakerul pentru White Horse Media. Uh, e foarte interesant că pe site-ul uh, organizației uh, apare Iisus uh, care are o sabie de aceea în care este din gură și pe un cal alb, iar undeva în background este o bombă atomică. Iar Dr. Chris Lewis este medic chirurg la Loma Linda University. Acum, cartea se vrea un atac frontal asupra ideii că Dumnezeu uh, nu poate răspunde prin violență la uh, neregirea umană argumentând în schimb că mânia lui Dumnezeu nu este, prin tema centrală a cărții mânia lui Dumnezeu, nu este doar pasivă, adică se retrage și lasă să, să Constituția să conducă la final, ci mai degrabă este activă, directă împotriva răului pe de altă parte încearcă totul să prezinte imaginea lui Dumnezeu iubitor dar care obligatoriu trebuie să fie și uh, drept. Acum, ce mi se pare interesant este că niciun autor uh, adică Olberg sau Lewis nu sunt angajați ca teologi ai Bisericii Adventiste uh, dar cartea se vrea totuși un răspuns oficial la această problemă. Deci, deși biserica are un corp teologic uh, structurat sub forma lui Biblical Research Institute, niciun teolog de acolo n-a participat în acest demers. Nu că n-ar crede ce scriu cei doi în cartea respectivă, dar totuși mi se pare interesant această uh, manieră de a trata uh, problema. De ce am introdus această uh, carte în, în, în preambulul discuției noastre? Pentru că se pare că, într-adevăr, există o, un interes crescând în rândurile Bisericii în privința aceasta caracterului Dumnezeu. Și obligatoriu este vizat Vechiul Testament. Chiar credeți că există, să zic așa, o mică, dacă nu mai mult controversă legat de acest punct. Se vede că Maxwell este cel care a, a Da, deci de, oficial a fost, da, a fost Graham Maxwell da. este promotorul și Concepția poate și domnilor. inițiatorul acestei Eu vreau să fac o afirmație. Vreau să fac o afirmație. De fapt, confuzia este mai mare la noi în biserică. Ce se întâmplă? Eu încerc să fiu realist. De exemplu, mulți dintre frații noștri cred că în afacerile internaționale nu trebui deloc să existe violență. Și de aceea că Uh, un abdomenist nu trebuie să meargă în armată, mm. pentru că problemele se pot rezolva fără violență. Și aș vrea să dau un exemplu. Uh, este uh, cunoscut uh, în ce timpul celor doi război mondial. Uh, noi l-am avut pe, pe dos, care a fost un. Desmond care a fost medalat de Congres și a fost un necombatant. Da. Când m-au scutat pe, pe dos? Auzit vorbind. Mi s-a părut un foarte îngust. Un, un, un om din zona rurală din, din Carolina. Și ce mi s-a părut? Uh, omul omă s-a gândit la problema evreilor din Europa. Da? La ce se întâmplă în Europa dacă Hitler l-a lăsa să cucinească Anglia nu? Sau să stăpânească se Europa Poate nici nu era conștient atât de mult da, de... Da, Era un om prea el da. ca să se gândească El s-a gândit că dacă prima pe armă Dumnezeu îl pedepsește Și aici a avut o concepție foarte îngustă Problema este așa În lume există violență Și sunt cazuri în care violența Poate fi întâmpinată cu non-violență Cum este rezistența civică Martin Luther King Sunt cazuri în care violența trebuie întâmpinată cu violență Cum a fost cazul lui Hitler fără violență nu putea fi pus, la punct Hitler, da? Deci comunismul a putut fi dobărât fără violență. Hitler nu putea fi dobărât fără violență. Probabil că mai sunt și acum câțiva care nu pot fi dobărâți fără violență. Și în situația aceasta, deci, mă gândesc la Dumnezeu, da? Întâi plec de la noi. E, violența este justificată atunci când aud pe un adventist care spune că e păcat să porți armă, spun dacă tu ești consecvent când te atacă un, un gangster, n-ai voie să chem poliția decât dacă vine fără armă. Cheamă poliția mea cu Biblia. Nu chema poliția să cu pistolul. Că e, ești părtaș la păcatul lui. Mă întrebăm la Dumnezeu. E clar că Dumnezeu trebuie să spună la violență cu violență. Dumnezeu încearcă să spună la violență cu convingere. Pe cruce Iisus n-ar la violență cu violență. A zis, tată, iartă că nu știu ce fac. Dar în, în, există situații în care Dumnezeu trebuie să apreze la violență împotriva violenței. Eu nu sunt de acord cu altă concepție. Cu altă concepție nu sunt de acord. Anume că Dumnezeu face uz de violență când nu e vorba de violență. Adică unde nu sunt eu de acord. Mulți dintre cei care vorbesc despre violență la Dumnezeu, despre foc, despre pedeapsă la Dumnezeu, se gândesc la un Dumnezeu și abia așteaptă, să gândesc deja salivând, la un Dumnezeu care coboară din cer și o arde cu foc pe sora aia care poartă rochea crăpată, îl termină pe fratele la care a pus verighetă la la, sau poate chiar 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 unghiul, îi pedepsești pe toți cei care nu gândesc ca noi sau mănâncă carne, îi face să le dă bals cu carne de Deci eu cred că ideea că Dumnezeu folosește violență ca să-și impună doctrina sau teologia este total greșită. Dumnezeu nu folosește violență împotriva celor care nu vor să asculte de el. Scurt, pentru că atunci ar însemna că Dumnezeu constrânge. Dar e clar că Dumnezeu folosește violență. Și vreau să spun un caz, de exemplu. Noi ne gândim la... Deci noi vor într-un mediu de biserică. Ne gândim oare chiar Dumnezeu este, vrea să fie omorât cu pietre cineva, numai fiindcă duce niște în ziua de sabat? am mare semn de întrebare aici, nu cred. Dar hai să luăm alt caz. Dar cineva care ți-a violat fetița și a omorât-o după aceea și a îngropat-o undeva, nu? Ca pe un câine. Și mai văd așa la câțiva copii. Oare Dumnezeu Vă stac doar cu mâinile în sân, așteptând ca omul acesta să coleagă roadele faptelor, musră de conștiință. E clar că Dumnezeu este cel care îl încurajează pe polițist să pună pe pistol, să-l urmărească, să-i pună cătușe și să-i să pună un ac aici și să-i bage o injecție în el și să-l tremeat pe lumea alta. Deci Și clar că Dumnezeu va judeca asemenea fapte Deci eu cred că e bigotism Și este o concepție rigidă Să crezi că Dumnezeu își impune Își impune, impune o credință prin violență Asta da Dar nu cred că într-o lume în care există violență Dumnezeu poate rezolva problemele Doar prin lăsând pe oameni să culeagă Consecințele faptelor lor mm -hmm. Că violența necesită violență totuși Bun, haideți să vă această problemă Pentru că mi se da. pare foarte interesantă poziția dumneavoastră Uh, cred că dintr-un anumit mm. unghi Are avantaje da. și dezavantaje Ca și cealaltă da. poziție care susține Că Dumnezeu nu aperează niciodată mm. la violență Având alte resorturi da. Și acea poziție are avantaje și dezavantaje mm -hmm. Sunt convins că nu este o... Nici Dumnezeu nu are totdeauna alte resorturi dar... Bun, hai să o luăm așa da. uh, Într-o răspuns la o predică Pe tema da. aceasta că Dumnezeu Nu da. o folosește violența și nu ucide Frank Holbrook Care știți că face, da. a făcut parte și da. Mai face parte din Biblical Research da. Institute, într -o, uh, un articol scurt does God da. destroy Dumnezeu distruge. Da. Uh, spune conceptia, prezintă concepția da. clasică. Dreptatea și dragostea sunt da. fețe ale aceleași monede. Bun. Și acum vulgarizăm puțin, ne imaginăm uh, aruncarea cu banul, cap sau pajură. Și acum ne punem întrebarea, ce aplicăm acum? În Vechiul Testament aplicăm dreptatea, în Noul Testament aplicăm dragostea. Sau și în Vechiul Testament și în Noul Testament aplicăm când dragostea, când dreptatea în funcție de împrejurări. Și acum întrebarea care o pune el și mi se pare interesantă în ce sens legitim poate fi spus că Dumnezeu nu distruge. Acum, că Dumnezeu nu poate fi arbitrar atunci când pierde pe cineva. Adică Dumnezeu nu poate fi responsabil că cineva este pierdut, pentru că este voința fiecăruia. Și în acest sens îl lasă să meargă pe drumul lui, nu este responsabil, poate a încercat să salveze, dar nu a n-a avut niciun răspuns. Apoi, Dumnezeu nu se interpune între păcătos și constituințele păcatului. Adică conform principiului ceea ce ai aia vei culege, și păcătosul va colege consecințele păcatului său. A treia variantă, Dumnezeu nu își poate impune prezența da? atunci când este respins. Sunt exact. cazuri suficiente acord, da. în Vechiul Testament. Dumnezeu nu vine cu violență în Noul Testament. Dat afară din, 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 din casă, nu vine cu pistolul. Exact. Trebuie. Și avem da. istoria foarte semnificativă a lui Saul, da. nu? treptat îl respinge pe Dumnezeu și se sinucide. Da. Deși Biblia spune că Dumnezeu l-a omorât. Da. Iuda ca și națiune da. sau ca regiune, da. ca provincie, ca regat de sud, Israelul la fel. Bun. Acum, foarte interesantă în viziunea lui Holbrook faptul că acceptă mecanismul retragerii prezenței divine, da. dar în timpul de probă, uh -huh. Însă după ce se încheie timpul de probă, Dumnezeu nu mai uh, acționează acest mecanism și începe de acolo. Uh, nu, eu nu de acord cu el. Vreau ideea să ceva, de, uh, să zic așa, judecată da. retributivă, directă. Vreau să spun de ce de acord cu el. În principiu, același concept pe care la unii care spun că Dumnezeu este iubire, dar după ce ai murit, te torturează în ea de o veșnicie. Că aceasta este dreptatea lui Dumnezeu. Eu nu cred că Dumnezeu se poate, se poate schimba. Eu cred că concepția asta despre Dumnezeu este încă medievală în privința aceasta. Adică Evul Mediu e un Dumnezeu care cu foc îi, îi constrânge pe oameni să fie credincioși. Și sus le-a spus lui, lui, Ioan și lui, lui, lui Petru, nu știți de ce duc sunteți inspirați atunci când a spus să bare Deci nu sunt de acord cu pentru că, că Dumnezeu are o față înainte de încheierea Harului și după încheierea Harului. Dar eu cred că Holbrook, ca mulți dintre ai noștri, cumva vorbește despre lumea ideală. Ceea ce vreau să spun este că în lumea reală, în lumea reală, cazul sunt Sundoma și gomoră, Avram pune o întrebare, cel ce judecă tot pământul nu va judeca cu dreptate? Practic, însă și distrugerea Sodomei și cu gomore prin violență este o obligație a lui Dumnezeu ca să pună capăt unei unei situații de, de, violență. Acum, se folosește Dumnezeu de violență în timpul nostru? Da. Se folosește. Dumnezeu nu acționează direct, nu mă refer la sau alte lucruri. Dar este clar că Dumnezeu l-a mandatat pe om. Legământul cu omul din Geneza. Deci de Geneza așa de legământul lui Dumnezeu cu neamurile, nu cu Israel. Da? Mm -hmm. Că evreii recunosc acum acest legământ ca fiind mandat baza eticii neamurilor. Și Dumnezeu spune, dacă cineva var să sânge, sângele să fie vărsat tot de om că omul este după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl mandatează pe om să facă violență împotriva violenței. Nu îl mandatează pe om să facă violență împotriva omului care nu i se împotrivește. Nici Dumnezeu, eu nu cred că nici după încheierea harului, eu am o altă conștiință despre judecată. Eu, așa cum am spus, nu cred că Dumnezeu va pedepsi pe oameni, fiindcă n-au ales să -l urmeze. Să -l urmeze. Nu cred treaba asta. Cred că Dumnezeu va pedepsi pe oameni, fiindcă au făcut oamenilor. Deci, asta e, așa înțeleg eu, și mai ales dacă iau mesajul profesorului de Vechiul Testament. Omul care a abuzat de seminul său prin violență, va avea parte de violență. Uh -huh. Dacă pune cineva mâna pe sabie, va, trebuie să piară tot de sabie. Asta este clar. Dumnezeu este în privința asta extrem. Dar omul care l-a respins pe Dumnezeu și-a distrus viața, culege consecințele faptelor sale. Dumnezeu nu, nu intervine. Vreau să spun un lucru. Eu am avut experiență odată. În, uh, acum uh, câț, câțiva ani făceam delivery în Atlanta pentru că eram pe jumătate de normă. Și am fost într-o zonă foarte, foarte proastă în Alabama. Să nu niște de care în, în America este, este, regulată federală. E chestie de FBI. N-ai voie să, să vinzi. Și am intrat într-un cartier foarte prost. Și mi-a fost foarte frică. M-am simțit în primejde, că viața mea primejde. M-am bucurat că am văzut în spate uh, Lumile luminile șerifului aprinzându-se și oprindu-mă. Șeriful a venit la mine și Primul lucru mi-a spus, nu mi-a spus unde sunt actele și ce faci. Am spus ce ai dus de azi nu mi-a spus arată în actele pentru azi de azepa, arată în pistolul. Și zic, am pistol. De ce n-ai pistol? Zice că sunt adventist și eu sunt baptist, a zis el. Și care e problema? Uh, și zice, uite ce prietene, zice, trebuie să înțelegi. Atunci când intri în cartierul ăsta, vii cu pistolul sau mai vii uh, niciodată, zice. Și eu merg la biserică și eu sunt baptist, dar cu oamenii ăștia nu înțeleg de uh, Gizlațiu. Mm -hmm. Înțeleg în întrepți un pistol spre ei. Mă rog, chestia tipică de sud. M-a da. asperea puțin. Dar vreau să spun că, cumva, aici era, e, e vorba de o cultură creștină și biblică, care a supraviețuit ca civilizație într-o zonă pustie, ținând Biblia într-o mână și pistolul într-alta. Și a spus, vrem o cultură creștină, vrem să fie ordine, vrem să fie lege. Dar pentru a menține legea trebuie să facem apel la violență. Și vă... da, nu e cumva este aceeași concepție tipică um, viziunii Vechiui Testament. Dumnezeu se coboară la cât poate să înțeleagă da. omul. Da, corect. Da, da, sunt deci, dar sunt oameni care se doar de violență. Da, deci ei nu înțeleg decât de pistol și Biblie. Asta exact. este clar. Dumnezeu da. nu poate să spună de la o parte pistol pentru că el nu poate să conceapă lumea fără pistol. Exact, corect. Nu? Și vreau să spun uh, un lucru. Deci, asta e lumea în care trăim. Acum, întrebarea este, Dumnezeu, Dumnezeu ar fi un Dumnezeu slab dacă în fața violenței n-ar acționa cu violență? Deci, Jehova, caracterul Jehova Da, dar nu cumva da. Dumnezeu să spunem acționează cu violență, pentru că nu putem să-l percepem altfel pe Dumnezeu decât prin uh, violență? Eu, eu înțeleg un lucru, sunt de acord cu asta, deși eu cred că pe noi creștinii trebuie să ajungem la concepția aia că Dumnezeu nu percepem prin violență, da? da? Deci, un creștin este omul care a trecut prin cruce. Da. Pe cruce Dumnezeu este răstignit și este slab. Și numai aceia intră în cer care au trecut prin cruce, deci care au trecut de faza că e nevoie ca Dumnezeu să îndrepte spristolul spre ei. Dar ce vreau să spun este că ce mi se pare mie interesant, pe mine mă fascinează epoca lui David și Ionatan. Și în ce sens epoca lui David și Ionatan. Este o epocă enorm de violentă. Enorm de violentă. Adică de, de, în care războiul nu însemna că tragi cu pusca, ci că îi, scoți intestinele cu cuțitul. Asta era războiul. Oamenii aceștia erau niște războinici. Și totuși, în, uh, această, această viață abrutizantă în care chiar și în loc de un buchet de flori la e un, mă rog, niște, niște trofee de ale fi, din trupul filistenilor, totuși David are o să sufletească. Și ce mi se pare mie Jehova, este un om de război, se spune. Jehova se coboară alături de poporul său în toată mizeria războiului și merge cu el la război. Asta mi se pare extraordinar la, la Dumnezeu, adică Dumnezeu zice, ok, e război, eu merg cu el la război. Cum Zwingli făcea. Zwingli mergea cu soldații pe câmpul de luptă ca să îi susțină în momentul când erau uniți, mergea cu Biblia la ei, era cu ei pe câmpul de luptă. Deci Iisus spune, e război, eu merg cu voi la război. Uh -huh. Știu că sunt în regulile violenței. Eu nu, nu mă dau înapoi, vă înțeleg, accept regulile, da? Ră, rămân alături de voi, cu toate că v-ați abrutizat. Nu acesta e idealul meu despre, despre om. Deci înțeleg că Dumnezeu, într-o lume violentă pe care el, el n-a făcut-o violentă, Uh, acceptă rolul jocului și, și devine violent. Eventual nu știu dacă am putea spune devine violent, dar încearcă să umanizeze cumva această... Chiar și violența, să-i dea un cod. să un cod. Cel, cel, puțin putem spune că în contextul culturilor vecine da. Israelului, legile lor erau cele mai umaniste exact. față în comparativ cu celelalte... era un cod de... Da. Ceea ce înseamnă că îi, amprenta lui Dumnezeu, deși nu era atât da. de puternică, dar se vedea cumva și, și, se simțea. Ce mi se pare mie, de exemplu, cazul, cazul cu, cu fiul Saul, care a fost pânzurați. Da? ce mi se pare foarte interesant. Dumnezeu nu se descoperă atât în acel act de dreptate. Nu ne-a lăsit. Dumnezeu se descoperă în acea femeie care gonește ciorile. Deci, eu vreau să spun, în contextul de violență, la un moment dat se deschide o fereastră către inima lui Dumnezeu, femeia care gonește ciorile. Și în acele războaie, în cazul lui David, de multe ori, Dumnezeu se descopere într-un mod atât de duios, într-o lume atât de, 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 violentă. Dar problema este că, unde mi se pare mie că noi greșim, înțeles, noi îl pe Dumnezeu medieval. Și încă îl vedem ca în Vechiul Testament. În ce sens este concepția Vechiului Testament? În vreau să înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu care se folosește de violență ca să-și impună o doctrină. Evul mediu a foarte mult a contribuit la această concepție despre Dumnezeu. Iadul. Te îndoiești, mergi în iad. Eu nu cred că Dumnezeu mi-a libertatea mea de alege. dacă eu nu vreau să urmez pe Dumnezeu, dacă nu vreau viața veșnică, Dumnezeu spune, ok, e alegerea ta. Nici o problemă cu mine. Dar nu vrei să fii viața veșnică, e alegerea ta. Eu nu vreau să fiu regele tău dacă tu nu -și pe mine carge, dar problema este așa. Dacă depărtându-mă de mine, tu ți-ai pierdut mințile și l-ai omorât pe aproape tău și ai dat în cap și l-ai persecutat, eu totuși voi interveni între tine și el. Uh -huh. Deci, Dumnezeu este Dumnezeu al dreptății în sens etic. Ori noi îl vedem pe Dumnezeu, Dumnezeu al dreptății în sensul că, oh, vezi că sora cu tare poartă fustă scurtă la zvece să-i dea Dumnezeu în cap pentru asta. Păi, tocmai asta este, putem asocia judecata lui Dumnezeu cu pedeapsa lui Dumnezeu? Nu, eu cred Pentru că, nu. că dacă uh, căutăm sensul în contextul biblic uh, al uh, acestor termeni și începem cu judecata, judecata înseamnă să faci dreptate celui din jurul tău, exact, să faci aproape exact. văduvei, să te îngrijești de cei sărmani. Adică judecata înseamnă o intervenție directă din partea ta sau lui Dumnezeu pentru apărarea dreptului nu, ce, celuilalt. Eu vreau să dau un exemplu, vreau să dau un exemplu, care pe mine mi-a făcut să mi se facă Pierea găinii, cum se spune. Mi s-a înfiorat pierea pe spate. Mi s-a ridicat părul. Uh, am avut un coleg care a murit de cancer la gât. De cancer ganglionar. Ban Viorel. Cânta da, foarte frumos, da. da. am murit de cancer ganglionar. Unul dintre colegii mei, pastor, spune Ai văzut cum a lovit Dumnezeu? Zic, cum? Zice, a cântat, s-a înălțat și Dumnezeu l-a lovit. Deci, concepția asta despre Dumnezeu care te lovește pentru lucru, pentru că ești om, ca să zic, este foarte... Deși vreau să spun, interesant că evrei n-au avut concepția asta că Dumnezeu trovește că ești om. Adică evrei sunt un popor de sanguinic și destul de îndrăgostit de viață. Deci nu, nu sunt niciun caz ascetici, cum sunt creștinii. Sau cum sunt unii creștini. Dar cumva s-au scos din Vechiul Testament și trecând prin concepția medievală, un Dumnezeu care se este iritat de faptul că tu ești om. Și că te bucuri de viață. Și că te bucuri de viață și te lovește. Te lovește pentru asta. Deci, această concepție eu cred că trebuie scoasă și pe nu-mi place. Pentru că halburgul, și ok, nu face cum face pe încherea Harului. tot face. Nu face nici după încherea Harului. Deci, Dumnezeu nu va folosi violență împotriva ta. Dar dacă tu folosești violență împotriva aproape tot, Dumnezeu va interveni în mod violent ca să te stopeze. Bun. Atunci, la punctul acesta, să introducem câteva scenetari din Vechiul Testament. Prima și cea mai uh, directă scenă care ne rovește uh, cu toată forța este potopul. Uh -huh. uh, eu cred că noi citim potopul, mă rog, istoria de da. despre potop și avem deja uh, o, un scenariu da. în mintea noastră și o imagine formată. Uh -huh. Deci că citim cu prejudecată da. Deci, potopul. Da, de acord, de acord. Uh, ce mi se pare, uh, vă spun ce mi se pare mie da. straniu uh, să zic în ghilimele la capitolul acesta. Deci Dumnezeu vede că toată lumea este nereguită. Da? Eu, nu eu, noi este singurul care corespunde standardului Dumnezeu. Dar ceea ce mi se pare mie straniu în poveste este că Dumnezeu nu găsește o altă metodă de a-l salva pe ultimul om decât toate animalele. Când toate oamenii și toate animalele. Tot. Deci pur și simplu este distrugere în masă. Da. Dumnezeu spune: fă corabia cumva îi dă și un anumit timp. Mm -hmm. Nu știu ce au stăit la conștient de timpul respectiv, dar e un mm -hmm. timp, se vede că a fost un timp, 120 de ani în sfârșit. Da. Fă corabia, fă să fie gata corabia în timpul ăsta, mm -hmm. pentru că după timpul ăsta eu nu mai pot să fac nimic. Mm -hmm. Adică nu vi se pare că Dumnezeu, pe de o parte, găsește planul de salvare pentru noi da, și cei da. care eventual pot fi salvați, dar pe de altă parte nu poate să oprească cataclismul, da, nenorocirea. da. da. Și atunci îmi pun întrebarea, cum adică Dumnezeu este suveranul care aduce cataclismul și nu poate să-l păstreze pe, pe, pe noi într-o altă ipostază? Nu da. putea să purtească deasupra apei, doar putea să-l ducă pe nu știu pe ce munte și apa să bine da. până la. Exact, da. nu. Adică, găseau alte mecanisme. Îl văd pe Dumnezeu în această situație paradoxală: că vine nenorocirea. Iar el trebuie să se comporte cumva în sistemul ăsta degenerat care este lumea noastră da. Să găsească soluții în lumea noastră, nu în afara lumii noastre uh, Hai să luăm puțin potopul mai în context Eu mai spus uh, deja că potopul e demonstrația lui Dumnezeu Cum că nu există eliminarea răului prin uh, salvarea celui mai bun om și omorarea celorlalți fiindcă virusul există și cel mai bun. Da? Ca și în cazul lui Sodoma și Gomora, când Lot a făcut mai rău decât la Sodoma, la el în peștera. Corect. Ce, ce, vreau să spun un lucru interesant. Hai să luăm potopul în context. Deci potopul ca o istorie. În contextul istoriei de atunci. Și merg de la potop la sumerieni. Și la sumerien apare o idee. Că zeii la un moment dat, fiindcă oamenii făceau prea multă gălăgie, nu puteau dormi după masa să-și facă siesta, s-au hotărât să-i să omoare. În Vechiul Testament apare că oamenii erau prea violenți și Dumnezeu s-a hotărât să intervine. În mitologia sumeriană, de fapt, o zeiță vine și îi spune... Îi spune lui Gilgamesh? nu lui Gilgamesh, lui Luna, Luna Peștin și de fapt care are mai multe nume. Hai să zic Lunoie, da? da? da. Lunoie, îi spune Lunoie să facă corabia să-și ia vitele, dar îi, 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 atrage atenția. De ce? Pentru că zeița realizează că dacă oamenii mor, o vor trebui, trebuie să meargă la muncă. Conceptul suveran este că Dumnezeu a făcut omul ca să muncească în locul zeilor. Pentru că ar trebui să muncească zei. Bun, după ce s-a salvat Noe, aici apare o chestie foarte interesantă, că verbal este același lucru. Deci, cu o mie de ani, în sumer, înainte, înaintea, înaintea lui Moise, scrisă, istoria potopului, zice, Udna Peștime aduce o jerfă. Și zei care au flămânzi, deja nu mai existau oameni să le aducă jerfă, să grămesc ca, ca muștele, ca muștele la, la jerfă. Și zic, ok, hai să turăm omul că avem nevoie de ce mi să ne dea de mâncare. În cazul lui Dumnezeu aduce o, noi, Dumnezeu aduce o jerfă în cadrul legământului cu Dumnezeu. O zăiță înana își ia culorilor, aruncă și devine curcubeu. Uh -huh. În cazul lui Genezei, curcubeul este în legământului cu Dumnezeu. Ceea ce observăm și aici este hrană tare pentru mulți dintre frații noștri, este că de fapt, această istorie a potopului este reinterpretată în Vechiul Testament în contextul unui Dumnezeu care e pasă de etică, care iubește oamenii, care face legământ cu omul, dar elementele verbale sunt aceleași. Și aici trebuie să înțelegem că, de fapt, departe de, de a prezenta istoria imaginea unui Dumnezeu barbar, istoria potopului din Vechiul Testament corectează vechea concepție despre potop. Deci concepția despre potop era peste tot, și în Egipt, și, și în Babilon. Și ceea ce spune în Vechiul Testament, voi nu aveți dreptate. Dumnezeu n-a omorât oamenii în chip arbitra, ci fiindcă oamenii erau violenți. Dumnezeu nu s-a dus să mănânce jerfa lor, ci noi a adus jerfă în cadrul legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un legământ cu oamenii și i-a îndemnat să nu mai omoare pe seminii lor, să nu mai mănânce sânge. Deci ca să ne aducă mm -hmm. potop. top. Deci aceasta este, este da, istoria. Da, dar ajungem la punctul inevitabil unde, între, unde se pune întrebarea direct Dumnezeu a adus potopul? Este, vreau să spun că ți minte cartea lui Thomas Barnett pe care, despre care ne-am discutat? Da. Deci da. Thomas Barnett în cartea lui, care istoria telorii sacra, susține că a venit că e ceva natural. Mă rog, este o geologie destul de fantezistă cu apă sub pământ și așa mai departe, dar la nivel de secolul XVII merge. Se... da, așa, așa da. mai departe. Da. La de că așa urma să ne natural și Dumnezeu l-a avertizat pe oameni că vine și cel care era deschis la vocea lui Dumnezeu a fost, a, noi. A, a fost noi. Da. E indiscutabil că, cum să zic, a existat un, o cauză naturală a potopului. E indiscutabil că a existat și nu vreau să pentru că nu și-a spre cenele. Există în geologie, în istoria geologiei și a textelor vechi destule indicații că a existat o cauză naturală a, a potopului și cei care, care au citit știu, știu despre ce este vorba uh, Și pe undeva Cred că aici este un punct de vedere Dumnezeu spune uite lucrul ăsta se va întâmpla uh -huh. Eu nu pot să ajut pe oameni Fiindcă au luat o raznă Deci vreau să ajut pe toată lumea Te trimit la toată lumea să, să ajut Dar practic va fi imposibil Ca să fac ceva pentru ei uh, Cumva Dumnezeu eu nu termin cauzalitatea Naturală De exemplu noi trăim într-un timp când se va întâmpla o catastrofă ecologică în viitor. Da? Este clar că se va întâmpla. Dacă noi am, am discutat în limbajul vechiului testament, spune că Dumnezeu aduce asta. Da. Tsunamiul. Hai da. să luăm tsunami din istorie asta. Cine l-a adus? Da, știți dacă că sunt teologi care susțin. bă, din... Da, da l adus. <coughs> În mod indiscutabil, uh, acolo, aici e controversa mea cu frați, unii frații de mine din București care nu vor să recunoască că există plăci tectonice. De șapte ani se, știa că acest nu mai va avea loc, așa cum se știe că va fi la California un tsunami. Pentru că erau două plăci tectonice <coughs> care s-au deschis dintr-o dată. Deci, a fost o cauză naturală. Mai devreme să mai târziu trebuia să aibă Loc. Loc. De ce au murit oamenii? Răspunsul este foarte simplu. Pentru că, ca să păstreze turismul în Indonezia și în Thailanda, au preferat să nu spună. S-a spus, se putea găsi pe Google, pe internet se putea găsi că va fi acolo, dar în niciun caz se spunea în mm -hmm. mainstream media. Deci, în același fel să zic, hai să vedem aceași problemă etică. Oamenii nu vor să știe, oamenii vor să facă business la turism, și vine un potop și tsunami a fost un adevărat potop, da? Și eu pe am toți pentru asta. Am înțeles. haideți să ne aducem puțin mai târziu când uh, apare ideea aceasta a uh, lui Dumnezeu care vine interesant la Avram, îl vizitează împreună cu doi îngeri, uh, îi desvăluie in intenția, am treabă cu Sodoma. Da. Uh, foarte interesant că Dumnezeu vrea ca Avram să știe treaba asta. Uh -huh. Nu doar că era nepotul lui acolo Lot, dar uh, se pare că Dumnezeu caută un om care să discute da. cu el pe tema asta. Uhum. Ba chiar mult, ba mai mult, așa cum înțeleg eu, ar vrea ca Avram să mijlocească uhum. cumva pentru cetatea da, respectivă. Da. Nu? Și avea acel discuție uhum. foarte interesantă, Avram uhum. e ca un broker care da. Uh, da exact. foarte bine. plusează, plusează Și încă nu, încă nu e vreu care da, știe care așa care plusează, da, 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 nu te da, supăra pe mine, uite, mai da, intervinci da, și da, uite așa. Da, da, și este. Dumnezeu să joacă, îi place jocul uhum. pentru că asta este intenția da, Dumnezeu, și, ca și să salveze. Dumnezeu să că îmi place jocul acesta. Și la un moment dat, rămâne fără răspuns, pentru că dacă găsești 10 oameni acolo, distrugi cetatea și răspunsul nu mai vine pentru că scena ulterioară arată uh, ce, se întâmplă, ce se întâmplă acolo. În de adunat. fapt, era un singur lot și da. el era săracul cum era. Da. Soția lui am văzut ce s-a întâmplat. Iar revin cu această impresie care o am când citesc Geneza 19. Uh, Dumnezeu se comportă cu lot ca cineva care trebuie să scoată repede din cetate uh -huh. pentru că vine nenorocirea. Da. Adică nu văd imaginea lui Zeus care stă pe tron uh -huh. și care spune, uite, pleacă mai repede da. că n-am prea mult timp la dispoziție da. și dacă nu pleci eu lovesc cetatea. Dumnezeu care vine în cetate, îl ia pe lot, yeah. îl trage efectiv din cetate și spune, dacă nu ajungi acolo nu poți să fac nimic. Da. Uh -huh. Adică imaginea unui Dumnezeu care îl salvează pe lot pentru că știe că vine nenorocirea, dar nu neapărat că o aduce el. Uhum. Adică, cumva, aceeași idee ca la Potop. Și îmi pun întrebarea, și mulți uh, și-au pus întrebarea în aceste controverse, Dumnezeu cum acționează. Chiar Dumnezeu s-a comportat la Sodoma și Gomora exact ca zeul olimpian care trântește fulgerul. Cum să spune Dacă luăm textul biblic, așa spune. Așa spune da, Eu zic că poate fi interpretat și că, mă rog, adică cum să zic, este clar că Sodoma și Gomora era, era pe un de bulbere acolo, în valea aceea, care într-o zi trebuia să explodeze. Asta e altă problemă. Dar ce se întâmplă? Eu aș -o extrage o altă concluzie de aici, o altă concluzie. Eu nu, nu spun că Dumnezeu nu poate distruge un oraș prin foc. Da. Nu spun. Sau o lume nu poate distruge. De fapt, ideea potopului este că Dumnezeu nu poate distruge toată lumea la judecata. Nu? Deci asta e ideea E o ideea centrală care o văd în Sodoma și gomora Este că distrugerea în nu e o soluție Deci eu aici văd Practic Dumnezeu este indignat De nelegirea din Sodoma și gomora. Ce se întâmplă în familia lui Lot după aceea E același lucru de, de, de sexual la puterea patra Ce se întâmplă în Canaan după aceea E același lucru Deci Practic, distrugerea Sodomei și Gomorei nu a rezolvat problema răului, așa cum potopul nu a rezolvat problema răului. Și văd că lecția aici este că rezolvarea problemei răului se face prin ispășire, nu prin foc, nu prin pedeapsă. Dar, cum să zic, nu -aș, -aș, aș putea spune că cei care interpretează textul biblic în sensul că Dumnezeu a distrus activ Sodoma și Gomora sau a dat potopul. N-aș putea spune că este aici neapărat o greșeală de interpretare. E clar că intenția autorului în geneză spune că Dumnezeu a dat totul. Intenția autorului în geneză spune că, că Dumnezeu a dat Sodoma și Gomorra. Da, Așa percepeau ei, clar. A, așa este. Dacă au perceput greșit, poate fi o interpretare la noi. M mă îndoiesc că Biblia vrea să comunice mesajul că Dumnezeu doar a lăsat lucrurile să se întâmple natural. Mm -hmm. Eu cred că, așa cum a spus, mesajul biblic, deci în cazul genezei, în locul contextul istoric, mesajul Dumnezeu a fost că Dumnezeu nu este acea zeitate egoistă, ci este Dumnezeu care pasă de etică. Și în cazul Sodomei și Gomorei, eu văd mai repede mesajul, ideea că nu se, se rezolvă problema răului prin distrugând de cu foc, mm -hmm. pentru că tot canalul oricum a devenit după aceea nelegit. Deci un mesaj, Ionica Aurel spunea lucrul acesta că și mesajul potopului același, că nu rezolv problema răului atunci când distrugi toată lumea, inclusiv animale, că răul, răul tot rămâne. Și cred că aici este mesajul subtil. Dar ce se întâmplă? Nu m-aș încromâna într-o discuție istorică dacă a fost sau o cauză naturală sau Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu lucrează prin forțele naturii. Deci cred că Dumnezeu lucrează. E activ. Nu, nu fac diferență între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea naturii. E mai spus lucrul acesta de, de multe ori. Cred că Dumnezeu asumă răspunderea pentru orice se întâmplă în natură. Tsunamiul din Sud-estul Asiei. Nu Dumnezeu a intervit, a fost ceva natural. Dar nu cred că Dumnezeu spune, ok, fiindcă a fost ceva natural, n-am avut nicio legătură. Dumnezeu oricum este în toată natura, deci nu poți să Da. Oricum Potopul și Sodoma și Gomora, din punctul meu de vedere ar fi doar aperitivul, să zic, din meniul acesta foarte da. uh, ne, uh, ne, nu foarte plăcut din Vechiul Testament. Sunt elemente, vom vedea da. puțin mai târziu, foarte uh, dureroase unde limbajul Bibliei este destul de puternic și da. aș vrea să abordăm da. aceste elemente, dar asta după ce luăm o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, am revenit în a doua parte a emisiunii. Continuăm discuția. cum intrăm în, într-o zonă puțin mai ambiguă din Vechiul Testament și anume războaiele sfinte. Le-aș numi, domnule Constantinescu, mm -hmm. pentru că, de adevăr acolo avem o descriere foarte exactă a unei porunci divine Bine, care spune duceți-vă și măcelăriți pe toți și. Și, și mai fetele. Indiferent de toate aceste prăzi de război, da. ne izbește foarte direct această poruncă. Plecăm și mai devreme, evreii da. ies din Egipt Da. Întrebare de 100 de puncte da. De unde aveau evreii arme? Uh, cum să spun? Bună întrebare uh, Nu încerc neapărat să Explic de unde aveau evreii arme uh, Evreii uh, ies din Egipt Ca unii care poartă arme. Mulți dintre ei de unde se aibă, dar nu vă, nu vă chipuiți că egiptenii le a echipat înainte de plecare cu arme, cu totale armament? Cred că nu ne-a neapărat armament, adică să, să, să hai să zicem, Evreii în din Egipt ca plasuriște epocii bronzului. Eu am da. auzit o explicație care mm -hmm. mi se pare plauzibilă într-o mm -hmm. anumită măsură. Uh, evreii și-au procurat armele după episodul Marea Roșie. Da. Când trupurile da. egiptenilor ieșit afară da. în armate. Mm -hmm. Da, se poate și așa. Da. Uh, cumva. Uh, pentru că în prima bătălie cu Amalek, deja ei sunt echipați și. Da. E da. greu să cred că egiptenii, înainte să plece, le-au dat făcut la pachetă și niște cuțite sau niște săbii. Dar e posibil ca totuși să fie avut săbii, adică nu era greu să-ți faci o sabie de bronz. Era și instrument. Să nu uităm că da. sabia de bronz era foarte mică da. și era un instrument pentru, pentru a tăiat carne pentru și așa mai departe. Bu Su subiect, da. o, 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 pardon, Problema da. luptei cu Amalek da. nu da. este importantă, pentru că au fost atacați, nu discutăm da. acest lucru. Intrăm în partea cealaltă, da. când ei intră da. deja, sau încearcă da. să intre în Canaan, Uh, luptele care da. au loc cu cererea cetăților, da. teritoriului și așa mai departe. Bun. Întrebarea este, uh, dincolo de, să spun, uh, adaptarea da. lui Dumnezeu da. a condițiile culturale da. ale vremii, uh, recunoaștem în poruncă aceasta, duceți-vă și ucideți -vă pe toți uh, voința lui Dumnezeu? Nu, eu vreau să spun sincer, eu nu recunosc. Și vreau să spun de ce. Uh, în primul rând, cred că în timpul acela erau două feluri de, de triburi. Erau triburi războinice și triburi de sclavi. Nu exista cale de mijloc. Un trib ori era războinic, ori era sclav. Așa că Dumnezeu nu calcă legile naturii, nu calcă nici istoriei. Asta este legea istoriei. Orientul Mijlociu era o zonă mică în care se suprapopulase, era o bătălie pentru resurse. 2. Exterminarea tribului dușman, genocidul, era o, nu era numai o, o cauză sfântă a evelor, era practicată de orice orice trib. Uh, nu exista încă posibilitatea logistică ca să stăpânești un trib pe care îl cucerai. Nu, nu exista. Erau, uh, deci nu aveau această logistică care a avut, târziu, a avut, Egiptul, Asiria mai târziu, mai puțin să Babilonul, de a stăpâni pe oameni pe care ce îi luai sclav, luai, ce nu omorai. Ideea, de exemplu, cu ce mi se pare foarte interesant, și aici dovedesc că, vreau să dovedesc că nu, nu, Dumnezeu e implicat. De exemplu, în momentul când la Madian se spune omorâți femeile care au cunoscut bărbat și băieții, dar țineți fetele pentru voi. Ideea este, distrugeți sămânța lui Madian, dar țineți femeile pentru voi, că femeile vor perpetua sămânța lui Israel, fetele. Deci ideea, dacă o femeie e deja femeie, nu e virgină, ar putea deja de să fie fecundată de un bărbat madianit, dar așa, dacă țineți doar virginile, veți perpetua sămânța lui Israel. Problema este foarte clar, noi știm foarte clar că ei perpetua sămânța lui Madian. Numai al lui Israel, pentru că uh, ceea ce nu știau ei este că materialul genetic vine în mod egal din ambele părți, credeau, credeau că vine numai, numai de la bărbat. Deci este foarte clar că aici sunt niște concepții tribale care nu sunt. Uh, uh, nu, nu poate fi concepția lui Dumnezeu. Acum, Biblia spune că Dumnezeu a zis și noi justificăm că oamenii aceia erau atât de... cum justificăm noi, de exemplu? Oamenii aceia au fost atât de păcătoși, că nu mai exact păcăință pentru exact. ei. Da. Dar ce face copiii? Ce copiii au fost umrâți pentru ceea ce urmau să devină. Dacă Dumnezeu omoară pe cineva pentru ceea ce ar putea să facă, mulțumesc, mie nu -mi trebuie asemenea Dumnezeu. De ce nu l-a pe Hitler? Exact, da. Deci, ideea că Dumnezeu ar pedepsi oameni pentru ceea ce ar trebui să facă e contrar că, de fapt, Biblia ne spune că Dumnezeu a răbdare cu lucere, a răbdare cu oameni, nu știu ce. De deci, ce să se bate cap în cap? Deci, cum rezolvăm această contradicție? Este clar că e o concepție tribală, mă rog, este epoca bronzului, ca să spun așa, nu? este sfârșitul epocii bronzului, care a fost o epocă foarte violentă, foarte războinică, un conflict între triburi, triburi care nu aveau capacitatea să fie imperii ci se exterminau reciproc pentru, pentru resurse. Și care aveau ideea, folosim femeile voastre ca să ne perpetuăm să fără să știe că perpetuăm să tribului uh, celuilalt. Deci, evreii nu sunt deasupra la celelalte triburi în privința asta. Acum, Dumnezeu alege ca poporul său pe aceeași, așa okay, că eu sunt nehova, sunt cu voi. Uh -huh. Merg cu voi la război. Asta e lumea, în asta trăim, așa supraviețuim, așa facem cu toții, da? Deci nu recunoaștem în acele porunci și în acele obiective militare sângeroase Voința Dumnezeu, și mai degrabă adaptarea lui Dumnezeu da. la... Eu cred că da, Iisus spune foarte clar, când Iisus spune din pricina împietririi voastre va lăsa mai să vă lăsați femeile, e că sunt mai puțin grave decât genocidul, e foarte clar că... Adică teologia noastră convențională care spune că evreii a fost un instrument al judecății lui Dumnezeu. Stai puțin, de când judec, pedepsește Dumnezeu pe un copil de 3 luni pentru ceea ce va face că va fi de 30 de Treaba asta nu înțeleg nu cum la Dumnezeu nu? Uh -huh. Și ei spun Dumnezeu este, este absolut și poate să facă ce vrea Cu vieții oamenilor. Uh, lucrurile nu sunt așa Dumnezeu este un judecător drept care judecă după lege Are principii după care judecă Deci este foarte clar că aici este o situație istorică Un joc al istoriei Hai să dau un exemplu Un cineva trăiește într-un în south side of Chicago Zona cea mai violentă West, south, cea mai violentă din Chicago Și acolo Orice tânăr care nu intră într-un gang este vulnerabil. Nu? Sau orice fată care nu este într-un gang este vulnerabilă, nu? Din cauza că poate este proată de violență. Deci tânărul trebuie să fie într-un gang. Să mergeți să folosească un pistol, să mergeți să se bată, ca să sapere. Deci el nu o face fiindcă îi place violența. Este o conjunctură din care el nu poate să, să iasă. În acea situație în Orientul Mijlociu era o conjunctură din care nu, nimeni nu mai putea să iasă. Ce vreau să spun, citit o carte despre războiul de un, de, un, de, un, de un istoric de la Oxford, în care spune un lucru. Când citești, de exemplu, Iliada și Odiseea și istoria grecilor, rese că grecii, dacă ții minte, considerau că zeii instigau acele războaie. Da. De ce cauză considerau că zeii le instigau? Fiindcă evident că o fatalitate. Lor nu le plăcea să se, să se, bată. Dar fiecare trebuia să se înarmeze, să -și facă o armată cât mai disciplinată, să lupte și ziceau domne, nu, nu ne place, lor nu ne plac, atunci de ce ne batem? Zei își bat joc de, de noi. Deci ideea că este o fatalitate violența, e dominat tot bazinul mediteranean în epoca bronzului. Și oarecum ei vedeau că asta este voia lui Dumnezeu. Da. Eu cred că slăbiciunea noastră constă în această încercare de raționalizare de raționalizarea... a atrocităților din exact. perioada Vechiului Testament. Și asta, practic, pentru că noi nu fac, facem abstracție de cadrul da. istoric și mai ales de teologia da. Vechiului și, testament. Da și, și îl punem pe Dumnezeu într-o conjunctură pe care n-am acceptat la niciun om din timpul nostru. Îl punem pe Dumnezeu sub nivelul unui om civilizat. Până deci, e clar că Dumnezeu nu a inventat această societate. Nu, no, nu. No, și exact. mai degrabă a intrat, cum ați spus, da. a, 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 în istorie alături de, de Exact. Deci, e produsul unei evoluții istorice, această societate. Ceea ce noi nu înțelegem, că există o evoluție istorică. Și foarte mulți dintre ei au niște de cal, de exemplu, nu înțeleg că a existat și civilizația peruviană, și Inca, și Indien, și China. Deci există multe civilizații de care o să spunem în Biblie. Și toți la toate, în America de Sud, de exemplu, violența, până că a venit Columb. Violența a fost peste puterea de înțelegere. Nu știu dacă a văzut filmul Mel Gibson, Apocalipta, Da. Deci era o societate care până la urmă venirea spaniolor cu inchiziție, cu tot a fost o binecuvântare, binecuvântare pentru ei. Binecuvântare. Că, că, a pus capăt acestui ciclu de violență. Or, societatea tribală din Orientul Mișescu era la fel. Nu se desprea cu nimic. Și ei credeau, interesant, ei credeau că asta voia ziua. Pentru că ei nu, nu și puteau explica de ce ne batem. De ce este atâta război de violență? De ce atâta moarte? Și au că zei au hotărât așa, zei se mm -hmm. distrează până să ne batem. Mm -hmm. Deci vedeau asta ca o fatalitate. Nu se luptau cu plăcere. Vedeau ca o fatalitate. Or, Jehova a înțeles că poporul său e prins în această capcană, nu-i place să se... Avea două posibilități. Ori ești sclav la egipteni, ori ești liber cu sabia în mână. Bun, dar asta este, să zic așa, dimensiunea colectivă și care da. ține foarte mult de cadrul istoric în care uh -huh. poporul uh, ales se da. desfășura. Dar acum intrăm într-o zonă mai uh, precisă, particulară, unde uh, sunt implicați indivizi. Da. Și mă refer la câteva exemple pe care sigur le știți, uh, Uza, de exemplu, da. uh, sau Elisei cu acei copii obraznici. Da. Uh, Fac parte din acest scenariu. Adică, da. aici Dumnezeu nu putea să-și impună uh, voința și dreptatea sub o altă formă decât uh, a făcut-o de în cazul nostru. De ce 42 e o întrebare, este foarte interesant. Cifrele acestea ne spun ne spun că. Uh, să nu uităm că istoria aceasta nu a fost dictată de Dumnezeu. Oricum a fost ea. Istoria a fost scrisă de oameni. Da? fost că inspirați, oameni inspirați, inspirați indiscutabili, au, au, da, au, au avut limitele lor, da, au avut limitele lor. Interesant, vorbesc numărul de copii. Uh -huh. Numărul de copii este exagerat, este foarte exagerat, chiar pentru, pentru de vremea aceea, dar numai este simbolic. Adică, de ce exact patru, 42? Cifra 40 apare mereu în Biblie. Și ce mi se pare interesant, că de fapt, uh, un păstor evreu nu știa să numere mai mult de 40 pentru că uh, chiar dacă noțiunea de cifră mai mare exista, el avea 10.000 la, de 10.000 la picioare și mai era unul care avea și el 10 și 10 degete la 10 degete la picioare. Ei când schimbau oile, de exemplu, numărau oile și numărau pe degete. Era unul la da, altul... Da, pe vremea lui Iisus de 99 de... De, de, de... Pe vremea lui Iisus dar ce, ce, vreau să spun este că în, în, în epoca, epoca bronzului, da. mai ales, deci evrei, clar că nu știu. Să... Nu, ne miră. În Amazon există oameni care știu să numără plan șase. Tribul că nu știu să numără dincolo de șase acum. Mm -hmm. nu? Deci e, e, foarte clar că, că, oamenii erau foarte limitați. În... Păi și care era astăzi sensul? Deci, de ce e și doi? Uh, să... Cifrele nu sunt exacte în Biblie. Bun, dar nu, mă, contează cifra. Puteți să mă doi copii sau 200. Da, indiscutabil. Da. Uh, deci da, contează până da, normal, dar ca idee, da. actul uh, sine. Uh, uh, e clar că oamenii au făcut o legătură între tragedia care s-a întâmplat și cu a pe Elise. Pe Elise, da. da. Noi să spunem că Dumnezeu i-a pedepsit pe acei copii pentru ca nu... nimeni să nu mai să respecte, respecte pe, 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 lisei. pe lisei. Eu personal nu sunt de acord cu această explicație. Nu sunt de acord cu această explicație. Așa că vreau să spun Elena, nu este o autoritate supremă în exerciție biblică. Eu înțeleg altceva, că istoria este redată de un cronicar ca o lecție pedagogică în mare măsură. Adică, aceste istorie nu erau scrise, în primul rând. Uh -huh. Erau spus la focul de tabără, când uh -huh. se teau lângă oi spune ce s-a întâmplat, ca au râs de Elisei, așa, 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 știi? Și toate aceste istorii au fost, au fost scrise. Da. Uh, exegeți, deci rabinii evrei care ne-au dat Biblia știau că multe dintre povesti, povestii erau simple alegorii, că nu erau, nu erau, adevărate, adică că nu, nu era prea creau ficțiuni, dar că erau repovestite un mesaj mai cu detalii. Uh, da. cel eu vreau să dau un, un exemplu, un exemplu care pe, meu, pe Laiu l-a pus pe, pe, jar, da? Este foarte clar că cartea lui Iov a fost povestire și repovestită oral, secole de arântul. Sumerenii știau istoria lui Iov. Camera, uh, istoria pe din Sumer. Acolo dovedește că sumerenii cunoșteau istoria lui, lui, lui Iov. Pe măsură ce apăra o nouă generație, fiecare generație a elemente din istoria. De exemplu, Iov este făcut proprietar de cămile. Uh -huh. da? Pe vremea lui Iov în, în Mesopotamia nu existau cămile. Asta este, este să foarte clar. Deci e foarte clar că oamenii când povesteau, puneau elemente care le-au lor familiare, așa cum noi când povestim. Vedeți, uh, noi nu facem așa, pe noi știm mai multe istorie. Eu țin minte că aveam un coleg în armată care povestea cum a fost Isus la biserică, la. Deci povestea ca și cum ar fost într-un sat lipovian, ortodox, Isus a fost așa, așa, așa. O picturile în care îl arată pe Isus îmbrăcat în haine germane. Exact, sau... da. Deci toate acestea existau în aceste povestiri. Și atunci, ce vreau să spun? Toate aceste povestiri de interes nu au exactitate istorică. Cred că și multe din cifrele de genocid sunt foarte exagerate. Multe cifre sunt foarte exagerate. Pentru că e, cifrele că au fost folosite ca o hiperbolă. Oamenii nu aveau noțiunea de numere exact. Pentru că pentru evrei cifrele nu erau relevante în matematica și pentru evrei. Abs absolut, absolut, absolut. Nu aveau nicio relevanță matematică, am au pus simbolice. Bun, dar ne uităm la, la. ei totul este 40, 40, 40 Bun. Dar da, să mergem acum la, la UZA. Da. Nu avem cifre, avem da. o singură persoană. UZA a fost trimis într-un fel de da. către David Deci, Uza da. nu și-a rugat dreptul de a merge să, să, să ajute la Chivot. Dar, de adevăr reacția lui, zic eu, așa, aparent de bun simț, a fost să preîntâmpine o, o catastrofă, nu? Dar Biblia spune că Dumnezeu l-a da. trăznit pe loc și... vreau să spun ceva. Avem o istorie a lui David și a lui Uza, da? Și Pavel spune, acest lucru a fost scris pentru învățătura noastră. Ce da. vrea să spună Biblia? Aceste istorie au un caracter pedagogic. Au un caracter pedagogic. Eu nu mă întreb cum la caracterul Dumnezeu sau da. dacă Dumnezeu l-a de ce l-a zis. Indiscutabil este că toate aceste istorie aveau ca scop să inspire poporului o reverență față de chivot, uh -huh. față de lucrurile sfinte. Uh, uh, mă rog, să în uh, uh, cazul lui David, de exemplu, în cazul lui David... Uh, este foarte clar că David este supărat pe Dumnezeu, e mâniat pe Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat și aici mi se pare, eu văd aici partea interesantă. Deci Dumnezeu acceptă mânia lui David. Deci David nu este un om care a să se să mânie pe Dumnezeu, că a tot pareul, dar după aceea se împacă cu Dumnezeu, dansează în fața Domnului. Eu mai repede văd istoria lui David aici, care E stricată toată sărbarea asta a chivotului, dar apoi eu, eu bucuria cred că, reapare. Eu cred că David era Ținta, nu știu cum uza. Exact, că e indiscutabil, indiscutabil. Și toate detaliile, adică noi ne chinim să discutăm anumite aspecte istorice de ce a făcut Dumnezeu, de ce a făcut Dumnezeu. Eu zic să luăm povestirea biblică, trebuie luată așa cum este și trebuie luat mesajul ei. E adevărat, dar uh, nu credeți că și în fiecare poveste biblică apar elemente discrete care ne pot uh, convinge că, de fapt, imaginea lui Dumnezeu nu este chiar așa cum apare la prima ba vedere. Da, ba da. Haideți ba să da. dau un exemplu. Uh, în Adab și Abihu, da? Da. Îi spune Biblia că au da. murit înaintea Domnului, au fost tarși, nu? Da. Uh, luăm așa literal, au fost arși uh -huh. uh, mi se pare foarte semnificativ că li se porucește verilor lor da. să ia și spune că i-a tras de haine și i-a dus uh, da. unde da, trebuie deci da. e clar că hainele lor nu au avut nimic da. în uh, procesul uh -huh. acesta deci nu au fost arși în sensul uh -huh. de uh, acolo da. e altceva adică ei au murit uh -huh. amândoi într adevăr da. dar nu știu dacă a fost un foc vizibil care i-a ars de sus da. până jos e, eu cred că Biblia Uh, aceste istorie din Biblie nu au ca scop să ne descrie exact uh, aspectul istoric care are în primul rând, pe evrei nu interesează aspectul istoric. Ce vreau să spun? Eu un concept, dacă vă folosi acest cuvânt, va sări aer mitic. Uh -huh. Ce e ce un mit? Hai să luăm ce este un mit. Uh, un mit este o povestire care are caracter anistoric în sensul că vrea să transmită un adevăr general. Deci, un mit nu este neapărat o minciună, dar nu folosește elemente istorice, dar nu este interesat să redea elementul istoric exact, ci să să, să, re, să redea un adevăr anistoric. Da, dar, dar, <fie> evenimentul a avut loc. Evenimentul a avut loc, dar ce vreau să spun? Nu înseamnă că evenimentul a avut loc, dar mitul ca apare nu este o istorie. Uh -huh. Adică, nu este interesat să redea evenimentul cum a avut loc, ci să redea concluzia. Nu vreau să folosesc cuvântul mit, că mulți înțeleg că. Da, Fabulă sau minciună. Dar ce deci, vreau să spun? Uh, Babel ne spune că toate aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră peste care în sfârșitul viacurilor. Deci toate aceste istorii biblice, dacă încerci să stabilești exact ce s-a întâmplat în istoric, te încurci. Da. Că nu ai niciun element concret. Cert este că toate transmit un mesaj. Nadab și abihul transmit un mesaj. Elisei cu cei patru și de potopul transmit un mesaj. Noi trebuie să luăm acest mesaj. Scopul, pe... în primul rând, aceste, aceste nu au fost scrise de prima oară. Ele au fost transmise de generație în generație. Cum au fost transmise? Oamenii predeau focul după ce băgau oile în stână. Săteau cu copiii și le povesteau. Și această povestire a, spus, a fost spusă următoare generație. Care a fost scopul acestor povestiri? Pentru că fiecare generație nu avea no no noțiunea istoriei. Era ca și cum s-ar fi întâmplat pe vremea bunicului. Ia așa înțelegeau, știi? Toate acestea aveau ca scop să formeze o anumită concepție morală, o anumită concepție despre Dumnezeu, o anumită concepție spirituală și o anumită concepție teologică. Deci Dumnezeu i-a învățat pe oameni prin povestiri. Așa cum Isus i-a învățat pe oameni prin povestiri. Da, da. Deci povestirea avea un scop moral. Cum au fost evenimentele istorice? De ce s-a întâmplat așa? Mie mi se pare că nare rost pentru că scopul povestirii nu este să ne dea istorie. exactă. Sunt multe aspecte chiar în, în istoria patriarhilor. De exemplu, se repetă cazul cu, 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 uh, cu regele filistenilor cu Egiptul, toate acestea se la Isaac, se întâmplă la, la Avram, același nume pentru, pentru rege după atâta timp, nu? Mm -hmm. uh, uh, este acolo ce, ce, ceva ce, ce arată foarte clar că este o istorie care se repetă pentru a da o lecție. Deci, e de lecția, nu atât ca da. o istorie. Care este? Bun, hai să depășim da. uh, perioada Vechiului Testament și trecem și de perioada noastră, da. modernă. Uh, facem un uh, exercițiu de anticipare, da. pentru că Biblia prezintă în, uh, vechi, în Noul Testament, în ultima carte, în ap cartea Apocalipsei, într-un limbaj adevărat da. figurat, simbolic, uh, o judecată finală. Da. Hai să începem cu cele șapte sau ultimile șapte plăgi, apoi, la sfârșit, judecata uh, finală. Există... Uh, păreri împărțite în da. această privință. Unii spun că cele șapte plăgi nu pot fi o judecat retributiv da. al lui Dumnezeu pentru că nu și are rostul educativ. Da. Adică, pentru ce să-i mai lovești? Pentru că ei cum să mai, nu se mai înscrie. Da. Alții spun că nici Satan nu poate să facă mm -hmm. această lucrare mm -hmm. pentru că ar fi absurdă să-și pedepsească, da. să zic, oamenii mm -hmm. care sunt, îi sunt loiali. Nici măcar, zic alții, mm -hmm. o consecință naturală a unor mm -hmm. evenimente din natură, deși poate mi se pare mai, mai probabil această da. a treia variantă. Dar într-un fel sau altul Ideea este că Dumnezeu Cel puțin la sfârșitul da. timpului La judecata finală Și avem descriere în Apocalips Un foc coboară din cer și mistuie pe toți Uh, trebuie să-și pună punctul de vedere. Uh, indiferent că de a a-i, -ai pedepsi pentru faptul că n au acceptat uh. să spunem uh, varianta yeah. veții vestice, fie că au fost, cum ați da. sugerat, violenți față de alții și au făcut păcat în timpul vieții lor, uh, iar și de asta noi nu credem în iadul veșnic, da. dar credem într-o pedeapsă limitată, o suferință limitată, în care nu a să viața unora ca să sufere mai mult da, decât da, alții căru, ce, și mai ce mai, de mai de... mult Hitler da. mai așa și da, da, până da, da, la da. În ultimul său care da. nu a făcut da, mult dar se, la... se prăjește foarte repede. Care este ideea până la urmă? Adică, și aici găsesc totuși nuanțe de. aș spune aș pune cuvânt așa destul de tare, păgânism mm. sau de idee olimpiană de Dumnezeu. Da. Uh, accept ideea unei judecăți da. uh, finale, Dumnezeu da. promite lucrul acesta, dar și aici cred că sunt elemente care ne scapă în privința lui Dumnezeu. Uh, ce, ce, ce impresie aveți noastră la capitolul acesta? Ce se întâmplă? Hai să vorbim în contextul teologiei noastre apocaliptice, da? Sunt șapte trâmbițe și șapte plăgi. Da. Atât cele șapte trâmbițe cât și cele șapte plăci sunt văzute ca judecăța lui Dumnezeu asupra omenirii. În Este din la... Vechiul Testament. Da, de? da. În priza celor șapte trâmbițe, noi le interpretăm ca evenimente istorice. Care a fost legată de nevălelea poporilor barbare, de a uh, musulmanilor în Europa, a arabilor și a turcilor și așa mai departe. În ultima instanță, trâmbița 7 a vorbit de Revoluția franceză și, mă rog, de prăbăderea pământului și așa mai, și așa mai departe. Uh, deci, uh, practic, uh, cele șapte trâmbițe sunt văzute ca intrări directe. Al lui Dumnezeu, îngere care sunt de uh, Dar noi, în istorie, le vedem ca evenimente care vin natural în istoria creștinismului. Intrebar, nu pot fi și cele șapte plăci la fel? Uh -huh. Adică, Apocalipsul să le codifice ca intervenții directe ale îngerilor supranaturale, dar în același timp ele vin ca niște consecințe a unor rele acumulate. Acum, în secolul XXI nu e greu să pricepți treaba asta. Exact. i sunt și pe 18. A venit să prăpădești pe cei să ce prăpădesc pământul. pământul. Deci, ideea că prăpăderea pământului, în ultima instanță, este uh, consecința lucrării oamenilor. Practic, scenariul din Apocalipsa 16 se pare destul de probabil în timpul nostru, și chiar exact și fără cu... o intervenție supranaturală. Exact. și cu soarele care de puternic fără statul de ozon. Exact. Sau apele care da. se fac. Mi-aduc aminte că, de exemplu, Andrews, când interpreta apocalipsa 13 sau Uriah Smith, uh, puneau anumite, anumite lucruri, nu le puteau vedea decât prin televiziune supranaturală. Să iau un da. exemplu. Uh, noi acum nu ne teme atât de mult că Dumnezeu va lovi pământul, că ne temem ca cine, un nebun să apese pe un buton și, și a, să un război nuclear. <laughs> nuclear. Corect. Da. Uh, aș vrea să ne apropiem de închire, pentru că timpul deja se pare că s-a apropiat. Uh, uh, mm -hmm. uh, îmi place un concept. Uh -huh. În biblică judecat ț deca ăsta, adică da, da. ideea cuvântul ebraic care este e, dreptatea asociată e, cu acte de caritate, mm -hmm. cu acte de vindecare, cu reconciliere, mm -hmm. a face lucrurile mm -hmm. corect, a aduce restaurare. Chiar evrei au un mm -hmm. societăți de caritate care se numesc TZK și chiar așa scrie societate în uh, descrierea ei, TZK mm -hmm. este caritate a oferi bani și timp mm -hmm. pentru a ajuta pe altcineva fără să aștepți răsplată pentru mm -hmm. asta. E o piatră de temelie a religiei iudaice. Adică eu văd judecata lui Dumnezeu ca această această dorință de restaurare, de transformare, de vindecare, de uh, rezolvare a problemelor și chiar dacă a fost uh, perceput greșit de-a lungul timpului, sunt convins că și-a asumat și își asumă această responsabilitate, și probabil că judecata finală va aduce lumină de plin asupra acțiunilor și căilor lui Dumnezeu. De aceea și spune că drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne, împărate în toate. Deci, să ne gândim să facem ultima concluzie. Să sau altul să-și reveleze caracterul în continuare și noi să contemplăm această revelație. Exact. Cert este că Iahveul din Vechiul Testament este Isusul din Noul Testament, este același Dumnezeu care nu se schimbă. Și aș vrea să spun un lucru, mi se pare interesant că mulți teologii evrei care au trecut prin expresia Holocaustului au înțeles foarte bine acest lucru, că Dumnezeu trebuie căutat într-un Dumnezeu care se coboară la nivelul omului islam. mai repede decât unul care de undeva din cer trage cu arcul în cele legii. Aici. aici încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumesc pentru participare. Doamnelor și domnilor, fără să trage concluzii la de acest subiect, totuși ne bucurăm că ați fost alături de noi, ați urmărit aceste întâlniri, aceste discuții. Vă invităm să aveți reacții și comentarii pe site-ul acestei emisiuni www.cronic.tv Până data viitoare, vă spunem la revedere!